Emisiune susținută de Aqua Carpatica, Chateau Valvis și Kaufland. Bună seara, doamnelor și domnilor! Bine ați revenit la Cină, emisiunea în care șefa Adi Hădean gătește și eu, Ionela Năstase, mă gătesc pentru a-i primi cum se cuvine pe oaspeți la cină și pentru a le servi la masa de seară o porție foarte mare de întrebări cu mult bun gust. Invitatul nostru din această seară este săptămânal prezent în emisiunile de știri sau talk-show-urile de la Digi24. Este fost ministru de externe, fost ministru al justiției, jurist, doctor în drept, de asemenea diplomat de carieră, politician, analist, ne este oaspete la cină, Cristian Diaconescu. Bun găsit, Adi! Bună seara, Ionela! De la început, pentru o emisiune cu multă audiență. Bine ai revenit în studioul tău, în casa ta, în bucătăria ta preferată. Ce gătim? Practic, da. Păi, sper că vă plac pârjoalele, că asta o să fac. Da, sunt moldoveancă. Pe asta mă bazam. Garnitură lângă ele, pastele mele preferate, ca formă vreau să zic, orechietele astea. Îmi plac foarte mult. Fierte în apă cu un pic de sare și după aia le mai pun eu ceva acolo ca să fie o cină decentă. Hai să avem și o rețetă ca la carte. Avem. Rețeta, dragii mei, e de bună seamă simplă. Carne tocată, amestec, carne de vită și carne de porc. Mai puțină carne de vită, ceva mai multă carne de porc, un pic mai gras așa. La un kilogram de carne mai pun două ouă, două linguri de pastă de tomate, 2-3 căței de usturoi, 2-3, poate 4 cepe, acum depinde cât sunt de mari. Șmecheria e următoarea. Ceapa și usturoiul le toc și le pun la călit, pe foc mic, în puțin ulei. Nu-mi place să le pun negătită în amestecul de carne, pentru că așa și rămân în principiu și după aceea pot să-ți dea arsuri. E mai bine să fie gătite un pic. Din perspectiva mea, acum voi faceți cum vreți. Apoi, niște mărar tocat foarte mărunt, pătrunjel tocat foarte mărunt și pentru un pic de crunch, așa, de crocant, de ziceți-i cum vreți voi, pun în amestecul meu pentru pârjoale niște sâmburi de dovleac, prăjiți un pic. Sare, piper după gust, boia, cam asta e tot. Le formez, le tăvălesc printr-un pic de făină și le pun la prăjit în ulei, dar nu foarte mult. Pe o parte, pe aia se pot prăji și în untură de porc, de exemplu, sau untură de rață și e senzațional, dar s-a întâmplat ca astăzi să nu am pe lângă mine, așa că le prăjesc în ulei. O să fie un pic de ulei de măsline. Garnitură pentru pârjoalele mele, niște orechete pe care le fierb în apă cu sare și apoi le trag un pic la tigaie cu foarte puțină pastă de roșii și cu un pic de unt, sare, piper, pătrunjel, cos de ceapă verde la urmă și asta e tot. Este alături de noi Cristian Diaconescu. Bine ați venit! Bine v-am găsit! Bună seara! Mulțumesc foarte mult că ați acceptat invitația noastră la cină. V-aș întreba de câte ori pe lună ieșiți în oraș la cină? Foarte rar, mult mai rar decât se întâmpla înainte. Doi nepoți și alte probleme legate de gospodărie ne mai complică, dar întotdeauna ieșim la cină împreună cu prieteni. Niciodată, numai noi doi, mă rog. Petreceți vreme în bucătărie, gătiți? Da, am stat la post 6 ani singur. În Viena? În Viena. Și la OSCE, evident, aveam multă treabă și dimineața și după amiază, dar seara am învățat să gospodăresc. Practic nevoia te învață, cum se zice. Categoric. Ce gătiți? Ce vă iese foarte bine? Șnițel? Șnițele din semi-preparate, să le fac preparate, ca să fiu sincer. Paste sau ce gătiți? Pastele îmi plac foarte mult. M-am obișnuit și de regulă prin lume, că m-a ajutat Dumnezeu dincolo de ce am putut să fac instituțional, să călătoresc mult în lume, alegeam pastele și un anume tip de meniu, oarecum mai frugal, dar specific locului în care mă aflăm. Vă rog, nu vă ținem în picioare, luați Mulțumesc. Loc. Cum era capitala în vremea copilăriei dumneavoastră, pentru că ați venit pe lume într-o vară, într-o maternitate din București? Da, într-adevăr. Capitala era simplă, cu foarte puține mașini, în general numai blocuri și mult praf. Asta mi-amintesc. Praful a rămas. Praful a rămas, exact. Mașinile s-au mulțit. Un loc însă interesant, pentru că, așa cum acum public, foarte mulți dintre noi au grupuri, au prieteni, se întâlnesc, și în acea perioadă se întâmpla la fel. Practic nu aveai niciun fel de sursă de informare. Deci imaginați-vă, cei care ne privesc, ce înseamnă nu numai să nu ai internet, să nu ai program de televizor,
ba mai mult, să nu ai lumină electrică. Și în acea perioadă, până la urmă, supraviețuirea era primul reper de viață, ceea ce la părinții noștri, într-adevăr, a însemnat ceva absolut cumplit. Supraviețuirea nu numai materială, dar și una intelectuală, culturală, supraviețuirea în ceea ce privește sensul vieții, încotro mergem. Totul era o pac în jur, reguli foarte simple, cine nu e cu noi e împotriva noastră, și în felul acesta îți făceai sau nu o carieră. Cine avea curajul sau cine avea puterea fizică încerca să rupă frontierele, să plece. Se fugea de regulă în Iugoslavia, notau peste Dunăre. Sârbii cam dădeau înapoi pe mulți care încercau să se refugieze spre Occident, să ajungă măcar în lagărul de refugiați de la Trieste, din Italia. Sigur, e poate simplist, dar realmente în acel moment, în acea perioadă, două, trei repere prin care undeva se deschidea o lumină către altceva, către altă cultură, către altă logică de funcționare statală, reprezentau și argumente în casă, de bucurie sau de tristețe. Extrem de complicat. După anii 80, 82, 83, situația a devenit și mai drastică, și mai gravă. Haideți să rămânem un pic la anii 60, 70. Cum l-ați descrie pe copilul Cristian Diaconescu? Eu am deschis ochii în viață într-un moment, îmi spuneau părinții mei, într-un moment de relativă și timidă deschidere. Deci, după, mă rog, grațierea, să zicem, generalizată, după anii 65-66, au apărut și alți oameni. Și alți oameni au început, din punctul de vedere al gândirii societare, să transmită și alt tip de mesaj. Și în acel moment, Sfântul era serial la televizor, Răzbunătorii era un serial la televizor, parcă undeva, foarte departe, vag, apărea și un tip de atitudine puțin diferită de genul de uniformitate agresivă care practic acoperea viața societății. Deci am deschis ochii pe televizor pe niște seriale americane. Wow! Era ceva formidabil. Treptat însă, în momentul în care s-a ajuns, cum vă spuneam, în anii 80, treptat când am început să încercăm să ne vedem care este calea în viață, una intelectuală. În familia noastră am văzut de fapt cum arată societatea atunci când ți se opune, că nu pot să spun când ți se oferă. Noi nu puteam intra, de exemplu, la facultatea de drept decât după un filtru prealabil al dosarelor candidaților. Da, la facultatea de drept am dat 22 pe loc, așa eram în acea perioadă. Și situația era cât se poate de complicată. Nu aveam cum să ne alegem o cale în viață fără să știm că vom trece prin niște filtre în ceea ce privește dosar. Cumva, având juriști în familie, era predestinată și meseria dumneavoastră. Dar vreau să mai rămânem totuși la copilărie. Unde era pentru dumneavoastră la țară, la bunici? Unde vă petreceați vacanțele de vară, bucureștean fiind copil de asfalt? Unde stăteam luni, aveam prieteni de vârsta mea, 6, 7, 8 ani, 10 ani. Acolo am învățat să joc fotbal, sau, mă rog, cât am putut și eu să înțeleg. Unde? Pe uliță, undeva de la stadionul de fotbal foarte aproape, deci empatia culturală a stadionului într-o formă sau alta ne-a marcat și pe noi. Un loc liniștit și acum este calm, cu un aer de Sinaia, dar fără poluare, superb în Argeș, foarte aproape de Câmpul Mușcel. Dar mai țin minte un lucru. După o lună, două, trei, stăteam cu bunicul meu acolo. Îmi așteptam Dacia 1100 galbenă cu care venea tata să mă ia acasă, privind lung pe uliță, așa ca într-o pictură suprarealistă. Haide, vină odată și ia-mă de aici. Cea mai mare bucurie era să mergem jos în centru, în centrul comunei, ca să luăm pâine. Erau niște pâini formidabile, mari, așa, absolut superbe. Stăteam la coadă, ne dădea, ca să zic așa, ne dădea pâinea și mă întorceam acasă, după care, drept premiu, o felie era clar, proaspătă, cu magiun. Am rămas și când am făcut armata, tot cu magiunul, eram efectiv
încântat de acest aliment. Cu ce vă supărați, părinții? Ce boacăne pe care să le puteți povesti până astăzi nepoților ați făcut? Într-un cuvânt pe care atunci nu-l foloseam, eram impredictibil. Deci nu știai unde mă duc, dacă dispar pe deal. Pe deal era pădurea din spatele caselor noastre. Dacă dispar pe deal și mai ales când mă întorc. Sigur, responsabil era bunicul meu, sta șaptea generație de juriști în familie. Și el era jurist militar, având un tip de personalitate foarte interesantă. La un moment dat, nemulțumit, de exemplu, de modul în care, să zicem, eram tratați la școală, a spus să nu mai pleci la școală. Stai aici în casă și înveți cu mine. Evident, taică mi-a venit, era absolut furios. Lasă băiatul să ducă la școală, Alexandre, bunicul meu. Un om în egală măsură categoric și iarăși un om de la care am învățat foarte, foarte mult. La școală ce materie vă dădea coșmaruri? Și care era materia la care excelați? Matematică, fizică și chimie. Tot timpul, tot și liceul. Nu știu, avem... Nu înțelegeam și n-am înțeles niciodată de ce Dumnezeu trebuie să potrivește un triunghi într-un cerc. Efectiv, n-am... E bine, eram, vă spun, și oarecum construit cultural, construit educațional de bunicul meu și... Legendele Olimpului, țin minte rău, a fost prima carte pe care am citit-o odată și încă o dată și încă o dată. A urmat Evite Învinetul. Și totodată, el, bunicul meu, era un om foarte religios, trecuse prin multe în viață și era marcat. Motiv pentru care singura scăpare, dar singura rezoluție de viață pe care o considera viabilă, era cea a credinței. Și am mers, mă rog, în multe momente alături de el, la biserică, sigur, nu insist, o singură poveste oarecum interesantă. Aveam pe cineva care îl ajuta să fie alături de mine și care m-a dus la biserică pentru a cere colivă. Deci am cerșit, ca să spun mai clar. Eu mai cerșesc și astăzi, să știți, când merg la biserică și aveam văd... o rezervă să spun lucrul ăsta, dar nu în cont. Dar știți că există astăzi în cofetării desert colivă. Da, deci atât pentru colivă. Nenorocul ei, a bonei mele, a fost că a fost o bunică mea, cum stăteam la ușa bisericii și în momentul ăla m-a alergat-o până pe coridorul casei unde stăteam atunci în Iancului. Deci, din acest punct de vedere... El, bunicul meu, și tata se temea de el, apropo de principialitate. Văd deja un titlu în presă, Cristian Diaconescu cerșea la ușa bisericii, dar ne salvează Adi cu masa. Mulțumim, Adi! Acum, că vă plac pastele, am auzit, sper să vă placă și pârjoalele, pentru că cea din seara asta e așa româno-italiană. Mulțumim! Niște pârjoale din carne de porc, carne de vită, cu multe plante aromatice și... Super. Paste cu un sos de roșii. Poftă bună. Și cu un vin roșu. Mulțumim, Adi. Da. Zice doamna somelier, nu comentăm nimic. Poftă bună. Mulțumim. Dialogul, spun eu de fiecare dată, curge altfel după ce am mâncat un pic, nu-i așa? Superbă. Într-adevăr. Interesant. Domnule Diaconescu, ne întoarcem la treaba serioasă. Jurist ați vrut să fiți de mic? Da. Nu există altă cale? Am crescut, nu. Am crescut într-o casă în care uriașa bibliotecă, trei sferturi, era acoperită numai de cărți. De drept. Nu am simțit că ar trebui să mă fac astronaut sau polițist. Ci pur și simplu era ca un făcut, un fel de inerție a educației și a culturii de familie. Era avocat. Și... pentru că nu putea să pledeze în București, se trezea fiecare zi la 4:30 dimineața ca să prindă trenul de Găiești, ca să fie la 7:08 la Găiești. N-avea voie în București. De ce n-avea voie în București? Pentru că tatălui, bunicul meu, fusese, cum vă spuneam, ofițer de justiție militară înainte de 1945. Cum și-a pus amprenta regimul comunist asupra vieții dumneavoastră? N-am prea înțeles mare lucru, pentru că am avut șansa odată a decuplării în casă. Ne izolam, cum bine știți, din multe perspective. Exteriorul nu prea intra peste noi. Mama era profesoară de fizică la un liceu.
la o școală și pe urmă la un liceu. Și tata a avocat. Și cum v-am mai spus înainte, al doilea meu tată spiritual a fost Nicolae Steinhardt. Aveți și o carte semnată de dumnealui acolo, nu? E prima oară când am adus-o. Cine? N-am arătat-o niciodată. Tata era într-un grup de prieteni, mă rog, care, cel puțin cultural, se anclavau față de societate. Nu erau niște protestatari sau niște oameni care să fie avut o atitudine proactivă împotriva regimului. Nu, să fim serioși. Iar cine spune acum că a fost într-o formă, în afară de deținuții politici, a fost într-o formă sau alta din societate, într-o poziție oarecum delimitativă, s-ar putea să exagereze, dar revenind. Al doilea dumneavoastră tată, așa da, ați spus? Ca să-mi perfecționez în engleză și franceză, mi-a găsit un profesor, tată. Și acel profesor se numea Nicolae Steinhardt. Am luat lumină de la el, ca să fie o lumină intelectuală de la el, cam 6-7 ani, stătea într-o garsonieră deasupra cinematografului Luceafăru vis-a-vis de Continental, hotelul care s-a prăbușit la cutremurul din 77. Un om extraordinar. Eu, din prefața unei cărți, dintre puținele pe care a putut să le publice, am aflat, de exemplu, că acest om știa 11 limbi, era doctor în drept, cu o învergură culturală enormă. Așa, la masă, un tip simpatic, extrem de pragmatic. I-am cumpărat această carte, cred că printre singurele pe care a putut să le publice. Era urmărit în permanență, 24/7, deși ieșise din penitenciar, un patriot extraordinar. Deci nu mi-am putut închipui, că nu știam cuvintele. Mă rog, cele trei trebuia să le învăț pentru engleză în special. Mă punea să scriu de zeci de ori pe o hârtie, eu nu-mi trădesc patria. N-am înțeles ce legătură avea una cu alta. Gândiți-vă, aveam 15 ani, 16 ani. Eram în liceu. Exact. Perioada revolută în viața oricărui adolescent. Făceam hockey, jucam hockey la IPGG. V-ați cunoscut soția în da, acea perioadă? Exact, exact, din liceu. Și era, vă spun, un om extraordinar, scria în continuu, cred, din hârtiile pe care le găseam răspândite în micuța cameră unde făceam cursuri cu el, cred că erau parte din Jurnalul Fericirii. Pe urmă, când l-am citit, parcă niște pasaje le recunoșteam. Am aici o dedicație, nu știu. Ce v-a scris? Mi-a scris în engleză, pentru că nu... către Cristian Diaconescu, elevul meu deștept, dar oarecum absent-minded, din partea bunului său prieten, profesorul N.S.T. Ce v-a învățat în afară de engleză și franceză? Să-mi respect și să înțeleg ce înseamnă țara ta. Știu, poate părea declarativ, numai că dacă vrei să-i verifici valoarea intrinsecă a unui astfel de mesaj, te uiți în biografia lui. Și când te uiți în biografia lui, pe care poți spunea oarecum eliptic, ponderat, limitat, modest, dar din care chiar și la 16 ani puteai să înveți câte ceva. Aflai, de exemplu, că atunci când a fost trimis în penitenciar, evident se execute o pedeapsă pentru o condamnare absurdă, la un moment dat trebuia să participe la ore de îndoctrinare. Orele de îndoctrinare erau ținute de niște analfabeți funcționali cu 2-3 clase, cu uniformă de subofițer de securitate pe ei, iar deținuții, cei politici în mod evident, trebuiau să-și curețe creierul ascultând mesajele respectivilor. Făcea un gest de frondă care îl costa fizic. Trebuia să spele toaletele și să mănânce bătaie după aceea, refuzând acele ore de îndoctrinare. L-am întrebat, totuși, la capacitatea noastră intelectuală, te puteai așeza în bancă să refuzi, te ecranai psihologic, te ecranai intelectual și practic n-ar fi reușit să ajungă mental la tine respectivul subofițer. Nu, era o gestică ce îi se părea absolut necesară și prefera să spele toaletele. Cumva mi-ați răspuns și la întrebarea cum și-a pus amprenta regimul comunist asupra dumneavoastră. Iată, sunt frânturi.
din acea perioadă. Oameni, fie că și-au dorit sau nu, au adăugat la educația mea, la formarea mea, de fapt, mai mult decât la educație. Nu propuneau niciunul să mă educe, efectiv. Nu aveau o agendă din acest punct de vedere, dar acesta era mediul în care am trăit. Bun, rău, delimitativ sau nu, poate la rândul lor erau oameni care într-o formă sau alta încercau să trăiască fără a fi agresiv. Ați citit așadar cumva, cred că se poate spune astfel, o filă din Jurnalul Fericirii atunci în liceu, mm-hmm, și ați trăit-o tot atunci când v-ați cunoscut soția. Da, am fost colegi de clasă din liceu și eram unul după altul în ordinea alfabetică din catalog. Erau Despal Mariana, cum o chema pe ea, și Diaconescu Cristian, urmam eu la catalog. Deci întotdeauna... Cineva era ascultat. Exact. Scos la lecție că ascultați. Dacă o ascultam pe Despal la tablă, nu-l mai lua și pe Diaconescu după aia. Deci am beneficiat de sprijinul informal al soției mele și atunci. Vorbeam un pic mai devreme că ar putea să apară în presă un titlu: Cristian Diaconescu a cerșit în fața bisericii. Colivă, ce-i drept, și desigur o spunem cu zâmbetul pe buze, să sperăm că nu se întâmplă asta. Vreau să vă întreb cât de tare dor titlurile nedrepte din presă, cât de tare dor acasă în familie, că dumneavoastră sunteți politician și sunteți călit, cum se spune. Dor, este adevărat, dar spre insatisfacția celor care le generează, vreau să spun un lucru. Întotdeauna nu reușesc și n-au cum să reușească să nici să înfricoșeze, nici să intimideze și nici să rupă o familie solidă. Asta era întrebarea. Cum suportă familia dumneavoastră viața publică pe care o duceți? Uneori mai greu, uneori mai ușor. În orice caz, treptat ajung și ei să se obișnuiască. Și până la urmă este un preț între a te delimita, deveni nemuritor și rece, știind totuși că poți face ceva, și a te implica cu aceste costuri. Este ceva ce e foarte greu să-ți convingi familia, apropiații, prietenii, în sensul că merită. Este un tip de demers pe care trebuie să-l susții ani de-a rândul. Revine emoția negativă, revine resentimentul, fără îndoială. Ei bine, și cu toate acestea, în timp, familiile care într-adevăr știu pe cine au în față, depășesc astfel de momente. În al doilea rând, de regulă, mai ales la strategii construite, știi cine este în spate, știi de unde sunt plecate și, indiferent de minciuna promovată, știi foarte bine care este calitatea, cu ghilimele de rigoare, a celui care o inițiază și uneori o finanțează foarte solid. Și atunci a ceda înseamnă pur și simplu ai da câștig de cauză. A dat satisfacție dușmanului. Exact. Și știți mai bine ca mine că astfel de construcții, până la urmă, se adaptează unor tipologii politice și nu se adaptează altor tipologii politice. E o luptă dură și ajungem și la întrebarea de ce v-ați băgat în această luptă dură, dar mai întâi să rămânem la momentul în care ați profesat ca jurist. Ați fost judecător. Da, da. De la 24 de ani până, da, la cât? Câți ani? Până în 1990, deci până la 30. Vă amintiți prima zi ca judecător? Da. În primul rând, este un moment extraordinar. Te îmbraci în robă. E o chestiune liturgică aproape, e o problemă de ritual. Ești tânăr, ești un om care, mai ales în perioada aceea, aveam foarte multe, să spunem, alte zone în care satisfacția personală ar fi contat foarte mult. Judecător, am ajuns la Buftea, la judecătoria Buftea, pentru că, sigur, cei de astăzi văd foarte departe o astfel de situație, nu aveam voie în orașele mari. Deci îți permitea media, dar nu aveai voie să ai un loc de muncă conform mediei tale, conform pregătirii și modul în care ai terminat universitatea, și atunci am fost repartizat la Buftea, care era în sectorul agricol Ilfov, mă rog, tot în Tribunalul Municipului București, în sfârșit. Un caz ca judecător care v-a marcat, vă vine, da, în minte acum? Vă rog. Primul. Am terminat al șaselea la Facultatea de Drept. Și
primul caz, în robă, intrai în temele, în cauzele simple. Era o cauză de solicitare de pensie de întreținere de la soție către, care rămăsese copilul în întreținere, către soț. Cei doi divorțați. Învățai de toate în facultatea de drept, inclusiv relații internaționale. Învățai drept comercial, învățai teoria dreptului civil, teoria dreptului penal, multe. Procedurile nu mai vorbesc, alea se învață pe din afară. Ei bine, în acel moment aveam o solicitare de pensie și trebuia să cer niște acte. Și m-am uitat fix la reclamantă și ce fel de acte. Iar grefiera mi-a spus, cererea de referință de venituri pe ultimele 6 luni. Ok. La noi la drept nu învățam că în momentul în care intri într-o cauză, trebuie să ceri referința de venituri pe ultimele 6 luni. De atunci am rămas în ideea că oricât de deștept și oricât de profesionist te crezi într-o meserie, oricând trebuie să te aștepți să mai ai ceva de învățat. Cum ați trecut? De ce ați lăsat roba pentru care ați învățat și ați muncit atât ca să intrați în diplomație, în politică? Da, am să vă spun. Am în 90, după schimbare, după Revoluție, când toată lumea încerca politic să modifice atitudinea, mentalul, funcționarea unei instituții, în acel moment am fost câțiva judecători tineri din București, am fost adus și Ministerul Justiției, pentru că trebuia schimbată garnitura. Și am fost adus spunându-ne, cei de acolo, este momentul să schimbăm justiția în România. Și noi, tinerii, deveneam în acel moment inspector judecătorești. Dumnezeule, să fii inspector judecătorești, că pe vremea era ceva. Inspector judecătorești, urmând să plecăm în teritoriu, eram altă generație, evident, nu intrasem în problemele, compromisurile de dinainte de 90 și era foarte bine să fim cei care aducem un spirit nou, un alt mental. Sigur, în retorică la București, în minister, mergea. Când am mers în teritoriu, ca să zic așa, am văzut de fapt care a fost problema și în toamna lui 1990 am primit semnalul, de data asta din partea Ministerului de Externe, unor oameni din Ministerul de Externe, dacă am putea să mergem să dăm examen în Ministerul de Externe, văzând ce se poate sau mai puțin ce nu se poate face din punct de vedere instituțional în Ministerul Justiției și având o vârstă, am spus, hai, poate în externe va fi o variantă. Am dat examen atunci cu director general și secretar de stat veniți dinainte de 90, dar care trebuiau să schimbe garniturile, mai ales în multilateral. Și atunci, în acea perioadă, am venit eu, am venit Mircea Joană și mulți care astăzi sunt la al doilea, al treilea post de ambasador, diplomați de carieră, care, practic, am fost aduși să schimbăm generația acolo unde era esențial. Pentru că Ministerul de Externe, cam până în 1997, a trenat un anume mix de generații, în sfârșit, complicat. Ați fost, la un moment dat, în viața politică, candidat pentru funcția de primar general al Capitalei. De asemenea, desemnat candidat pentru alegerile prezidențiale. Astăzi mai aveți astfel de ambiții politice? Unde am greșit? Mi se părea că spiritul de echipă trebuie să prevaleze în acel moment față de acel partid politic. Și în condițiile în care șeful statului în acel moment fostul șef al statului într-o adunare dintr-un partid din care faci parte, a cărui echipă te afli, îți spune știm că e complicat, dar avem nevoie de tine, ai în egală măsură coeficientul de naivitate să înțelegi că chiar poți să fii util acelui partid politic, după care ai revelația că exact ăia care erau puși în jurul tău ca să te sprijine, te-au vândut pentru un alt candidat. Acum, cei care mă ascultă să judece unde ar fi greșeala sau unde ar fi aportul. Sau, de fapt, unde este problema și la cine am putea să o... Să o așezăm. Legat de candidatura la președinție, tot șeful statului a fost cel care a spus, stau în spatele tău. Traian Băsescu, da? Traian Băsescu, evident. Și Ion Iliescu la primărie. Deci de la nivelul unui șefului unei instituții, îmi mut încrederea spre tine pentru un anume viitor. Da, mulți spun, de ce te-ai băgat când doar știi?
atunci când este vorba de respect și înțelegerea unui anume tip de responsabilități, mai puțin judeci omul, ci un anume tip de mesaj. Sigur, poți să spui în orice fel. A, că după aceea, la rândul lui, te lasă pe drum, nu e neapărat vina mea. Nu e neapărat vina celui care acceptă. Era o parte a întrebării, mai aveți astfel de ambiții politice astăzi? Never say never, știți cum e. Deci, din acest punct de vedere, nu este vorba de o ambiție. Este vorba dacă, de data aceasta, profitând de experiența tuturor, este vorba dacă putem împreună construi un proiect. Deci, dacă împreună avem seriozitatea și avem un proiect pe care cinstit îl așezăm pe masă să vedem în ce măsură ne-l putem asuma. România respectată. Este România respectată astăzi? Merităm mai mult de atât? Principial, da. România este respectată dacă prin cei care o reprezintă conștientizează faptul că trebuie să muncească în continuu pentru această prezumție. Da, funcționează și funcționează între parteneri și funcționează între parteneri puternici. Numai că trebuie zi de zi și ceas de ceas să muncești pentru a argumenta, pentru a aduce substanță. Nu poți spune doar plăcuța deasupra casei, să spui aici este România respectată, după care automat funcționează acest respect. Nu este vorba de... România n-are dușmani, vă spun sigur. Ne-ar da plus de respect? Un anume tip de comportament. 1. Profesionist. 2. Afirmativ. 3. Înțelegând tehnic raportul de interese. Ești respectat în momentul în care interesele coincid. Dacă partenerii tăi constată că nu știi să înțelegi un astfel de proiect, trec peste tine, se detașează. În acest moment, România apără spațiul european, spațiul Schengen, de exemplu, îl apără de un război. Îl apără. Stând la frontieră, doar fiind la frontieră. Ori din acest punct de vedere, ponderea respectului atunci când este vorba de atenția privind interesele României, trebuie să fie de 2-3 ori mai mare. Unde este biroul dumneavoastră astăzi? Unde plecați de acasă la serviciu? De la... de acasă. N-am birou. Sunteți bunic, sunteți de două ori bunic. Cum este Cristian Diaconescu bunic? Cum v-au schimbat cei doi băieței? Fabulos. Deci, n-am avut neapărat o experiență specială. Ai mei s-au ocupat de fata noastră. Am stat pe la posturi în diplomație. E un regret aici? Că n-ați stat mai mult alături? A crescut foarte frumos cu fata mea. E foarte... are o familie excepțională. Deci, ai mei, cei care au fost mai aproape de ea, în special soția mea, au făcut un lucru extraordinar. N-am absolut niciun regret în ceea ce o privește. Are o carieră și profesională în zone private. Ce ați învățat-o? Calea dreptului sau a dreptății? Calea autodefinirii și a un anume tip de succes prin forțe proprii, indiferent de cât de aproape ți-e familia, indiferent de cât de multe contexte favorabile sau mai puțin favorabile mai avea la un moment dat. Ea a făcut școala germană, a făcut și dreptul, a terminat și dreptul, dar lucrează în mediul privat, pentru că și soțul ei, un om excepțional, în egală măsură artist, împreună cu prietenii, împreună au o zonă a lor proprie, care e și una de muncă, e și una familiară și de prieteni. E ceva ce noi nu am avut. Vorbeam cu Mariana, cu soția mea. Noi nu am avut acest context mai larg. Ei bine, aici ea este o personalitate, fata mea. Și din punctul ăsta de vedere mă consider norocos, pentru că nu pot să spun că eu am generat multe din calitățile pe care le are acum, dar... Să știți că vreau să se înțeleagă foarte bine când mă refeream, când vorbeam despre regret în ce o privește, mă refeream la regretul de a nu-i fi stat alături mai multă vreme. Da. Aici, dacă aveți cumva o durere în suflet. De exemplu, a stat cu mine la Viena, a făcut acolo școală publică și cât eram la post și... soacra mea, Dumnezeu să o odihnească, a fost împreună cu ea. Nu am amintiri foarte, foarte multe de la Viena, decât chestiuni punctuale. Intram într-o librărie, acolo erau jucării și țin minte, erau jucării de pluș și aveau o plăcere enormă să îmbrățișeze toate jucăriile de pluș, le lua pe toate de pe stand.
chestiuni punctuale. Ce mi-amintesc era că și în momentul în care ieșeam cu ea, foarte hotărâtă, foarte categorică. Copil de 4 ani, 5 ani, 6 ani, 7 ani, extrem de fermă și așa am rămas. Nu știu dacă am avut eu neapărat o contribuție în acest punct de vedere, dar îmi plăcea, vă spun sincer. Ne întoarcem la dumneavoastră bunic. Vă rog să ne descrieți o zi de sâmbătă cu cei doi nepoți acasă. Cel mic la 8 luni, acolo, mă rog, contribuția mea este destul de redusă, deși mi se spune că seamănă cu mine, în mod evident. Celălalt, în schimb, de 3 ani jumătate, e fabulos. Deci, a mers la grădiniță. La grădiniță a intrat și a spus, bună dimineața, a venit dulceața. Noi, vă dați seama, a fost un moment bun. Când se mai organizau botezul, soția mea și cu fiica mea, mai se enervau, apropo de chestiuni de organizare, de nu știu ce. Și îl văd la 3 ani jumate venind, spune, da, mai liniștiți-vă, doamnelor, doar mai liniștiți-vă. Sunt absolut stupefianți. Deci, stăm la televizor, e fascinat de desene animate, mă rog, primește cu porția, și la un moment dat vrea să mănânce, zic, să-ți dau să mănânci. Zice, nu. A analizat situația și a zis, nu e cazul. Foarte categoric și el, da, nu, și nu e nu. Aici am eu oarește rezerve, dar totuși, stai un pic, ai 3 ani jumate. Nu și atât. Interesant, deci, e fascinat de camioane, escavatoare, lucruri mari, dure, brutale, nu înțeleg, să reușim să-l adaptăm cultural cu căței, că aici la mine e o sensibilitate aparte și atunci o să fiu perfect mulțumit. Ne oprim pentru o foarte scurtă pauză de publicitate, ne întoarcem în doar câteva momente, rămâneți cu noi! Rămâneți cu noi! Emisiunea La Cină, susținută de Aqua Carpatica, Chateau Valvis și Kaufland, continuă după publicitate. Bine ați revenit! Sunteți La Cină, emisiune oferită de Aqua Carpatica, Chateau Valvis și Kaufland. Ne-am întors, suntem la cină în această seară cu un fost ministru de externe, ministru al justiției, diplomat, politician, Cristian Diaconescu este alături de noi în această seară. Domnule Diaconescu, pe final de emisiune, pentru că mult a fost, puțin a rămas, mai sunt încă 10 întrebări, ele vin destul de repede din partea mea ca un chestionar, dar vă rog să vă simțiți liber să răspundeți atât cât credeți de cuvință. În afara celor 10 întrebări, am o curiozitate. Da. Purtați vreodată și tricouri și jeans, că doar elegant v-am văzut îmbrăcat. Da, eu însumi, dacă mă întrebați, sunt în tricou și jeans. Nu, genul acesta de haine, chiar le-am purtat prea mult. E obligație, a fost și este obligație profesională, cum ar veni. Intră în pachetul personajului care apare pe scenă. Da. Și încă o curiozitate, este cunoscut limbajul dumneavoastră elevat, înjurați vreodată? Bine, și acum mergem la cele 10 întrebări propuse și notate de mine aici pe acest mic prompter. Ce vă emoționează profund până la lacrimi? Personalitatea care îi citești în ochi faptul că prostia nu lasă să se nu o lasă să se exprime și să manifeste. Când ați plâns ultima dată? Apropo de emoție profundă și ce vă stârnește, sufletește foarte tare. Am avut o situație complicată cu mama mea în urmă cu un an jumătate. Care este cea mai mare realizare din viața dumneavoastră? Familia mea. De la cine ați primit cel mai important mulțumesc de până acum? O să pară ciudat. De la John McCain. Un om excepțional. Aș putea să-l includ în ceea ce înseamnă aproape idolatrie. Un om puternic, un om adevărat. Am fost la el acasă, senatorul american, cel care a fost în Vietnam, deținut o perioadă și personalitate în Partidul Republican, am mers la el acasă și mi-a arătat să luăm ceva după un raft și a văzut că am o oarecare rezervă din punctul de vedere și a spus, iartă-mă, o luam eu, dar nu pot să ridic mâna mai mult de jumătate. M-au bătut în Vietnam, cum bine știi, și nu pot muta mâna. Și atunci mi-a spus mulțumesc.
Care credeți că este principala dumneavoastră trăsătură, principala calitate? Eu pot vorbi cu oricine. Oricine însemnând cerșetorul din colț și președintele României, da, sau al Americii? Da. Cu ambii am vorbit. Sau, mă rog, cu ambele categorii am vorbit. Vă opriți pe stradă să vorbiți cu oamenii? Oh, da. Și îmi place foarte mult dacă putem interacționa, să zic așa, fără să mă recunoască. Stau cu șapcă pe cap când ies. Ce aveți afla de la ei, de la oamenii de pe stradă? Cum e reacția naturală, neconstruit artificial, în legătură cu ce și-ar dori de la cineva care la un moment dat îi poate reprezenta. Adică nu o relație cu mine ca și persoană, într-un sens sau în altul, ci cu ideea cuiva care poate acolo, în altă zonă, mi-ar aduce mie, ca individ, lui, ca individ anumit. Am fost mult în comunitățile românești, de exemplu, și vreau să spun un lucru. Asta poate mă aude și pe mine cineva în țara asta. Acolo, când stai cu ei, stai la o cafea și la o discuție, mulți spun, noi nu povestim în România nici familiilor, mulți dintre noi, prin ce trecem, de fapt, în țările unde muncim. Mă rog. Dar când venim seara acasă, ne-am dorit foarte mult și pentru noi ar fi o compensație extraordinară psihologică ca umilința de multe ori pe care o simțim aici să fie compensată de modul în care suntem reprezentați de voi. De modul în care, la un moment dat, nu cu agresivitate, e o prostie, de modul în care devenim, măcar indirect, măcar în mintea noastră și a celor care se uită cu noi la televizor, respectați. Dacă s-ar înțelege lucrul ăsta, s-ar trece poate mult peste retorica de tipul simplist. Ce apreciați la prietenii dumneavoastră? Loialitate. Dacă nu există, înseamnă că nu sunt prieteni. Sunt mulți? Nu, ajung puțin. Degetele de la o mână? Da. La capitolul dușmani, cum credeți că stați? N-am dușmani. De regulă, resentimentele au venit din faptul că, la un moment dat, ca să zic așa, nepotrivirea de caracter s-a dovedit mai semnificativă decât asta. Care este principalul dumneavoastră defect? Sunt concesiv în viața publică. Am învățat pe parcurs. Cine vă lipsește astăzi? Tatăl meu. Vă pot cere cea mai prețioasă amintire cu dumnealui? Da, când am aflat că am intrat la facultate. La facultatea de drept. Ce mândru trebuie să fi fost. Da. Era... Avea... Mă rog, nu știa cum să se relaționeze la mine, cum să mă felicite. Un om nu distant, un introvertit. Un om care suferise foarte mult în viață și... La nuntă, când ne-am căsătorit, am venit și a dat mâna cu mine. Cum adică să ne pupăm? Și atunci nu știa cum să se raporteze, dar avea un fel de ușurare în asta și se uita pe geam. Deci era bucuros, se uita pe... Când am venit, s-a spus, m-am uitat pe listă, am intrat. Și se uita pe geam și... Mă rog, i-au dat lacrimile, un tip cu ochii albaștri. În sfârșit. Unde vă găsiți refugiul atunci când aveți nevoie de el? Împreună cu căței mei. Toată viața am avut căței. Și am un sentiment aparte în legătură cu aceste. Sunt căței adoptați din diverse zone complicate. Și când spuneți căței, câți? Trei. Trei. Stăm cu ei în casă, sunt membrii familiei. Le-ați dat și nume? Sigur. Cum să? Cum îi cheamă? Pupi este labradorul, Zuzu e French și Riri este un tekel tibetan pe care îl aruncaseră la Băneasa, în parcare acolo. Am văzut pe urmă că era îngrijit, avea chip, avea de toate, dar pur și simplu arunca și a relegat de la o mașină la alta. Și am intrat în magazin, mă rog, și soția mea a zis, bine, hai, întoarce-te și el. Vă întreb de nume pentru că de regulă oamenii politici își numesc și animăluțele și animalele de casă după oameni politici. Am auzit, da, cum, Putin, Băsescu. Nu îmi jignesc animale. Domnule Diaconescu, este ultima întrebare. Ce v-ar face mai fericit, mai mulțumit decât sunteți astăzi? Doamne, am muncit și am lăsat ceva în urmă. Poate sună teribilist. Las ceva în urmă. Și eu și alții am contribuit ca
ce acum e natural, ca noi toți să călătorim în străinătate, să stăm în lumea liberă, să fim garantați securitar, să ne tratăm în clinici, pe unde să muncim, să învățăm. Am putut să pun o mică cărămidă la acest construct. Și mi-aș dori enorm, și aici nu e ceva pozitiv care mă face să vă dau acest răspuns, mi-aș dori enorm ca tot acest construct să nu fie aruncat pe apa sâmbetei. Să fie folosit de nepoții pentru dumneavoastră. România respectat, exact. De strănepoții dumneavoastră. Exact. Vârsta pensionării vă va prinde în România sau da, aici, da? Nu știți cum. Mulțumesc. Dacă v-a plăcut, mai poftiți pe la noi. Cu mare drag. Mulțumesc. Mulțumesc încă o dată. Și dumneavoastră, doamnelor și domnilor, vă mulțumim tare mult pentru că ne-ați primit în casele dumneavoastră și în această seară de sâmbătă. Vă dau întâlnire din nou săptămâna viitoare, ora 21, Digi24, sâmbătă seara. Pe curând! Emisiunea v-a fost oferită de Aqua Carpatica, Chateau Valvis și Kaufland. Ne revedem săptămâna viitoare!